prendre. Super helpful pentru, okay, pentru faptul că oamenii când stai, când stau în fața ta, când stai în fața lor, cumva se simte altfel, există o interacțiune care e ridicată la alt nivel. Știi cum în televiziune și în online, în video, trebuie să crești nivelul emoțiilor pe care le dai ca să simți cumva că-l atingi pe omul ăla. Aici e cumva mai simplu, e natural, este alt nivel și poți comunica altfel. Networking. Okay. Foarte, foarte important. Okay. Îți place o fotografie obicată de cineva, tu vrei să-ți crești contul, repet, asta în condițiile în care tu ai ceva de oferit, în condițiile în care tu nu ești doar a pretty face care nu face nimic până la urmă. Când ai ceva de oferit, încearcă să te legi cât mai mult cu oameni, încearcă să găsești persoane care au conținut și audiență legată de zona ta de creație, oameni în care te regăsești până la urmă, știi? Să legi niște conexiuni acolo, pentru că nu știi niciodată, și eu, spre exemplu, sunt dovadă de că nu știi niciodată de unde poate să sară, știi? O persoană cu care tu poți să creezi împreună sau care poate să-ți dea niște sfaturi. În content, e o greșeală pe care în continuare o fac. Aici intervine faptul că sunt eu perfecționist și vreau să fie totul pus foarte, foarte bine la punct, deși asta nu e neapărat cea mai bună metodă, pentru că oamenii nu simt detaliile pe care tu ca și creator le simți, detaliile alea mai puțin bănescă, mai puțin plăcute. Pentru că poți să-l cunoști pe omul ăla, adică m-am plimbat până acum pe aici, știi, și cine a vrut să vină să vorbească cu mine face-to-face. Poate că altcumva n-am avut ocazia, acum poate să mă prindă, să mă ia de mână și că, bă, hai să schimbăm două vorbe, știi? Asta e networking la bază.